și dăm două pâini, căci a venit de pe drum cineva și n-am ce să-i dau. Și eu zic, măcar că nu se va scula, fiindcă este prieten, totuși pentru stăruința lui supărătoare, se va ridica și îi va da. Aduceți-vă aminte de femeia cananeancă. O femeie de obârșie sirofeniciană, spune Scriptura, a auzit despre Hristos. Și a venit și avea o copilă care era îndrăcită. Și a zis, Doamne, fie-ți milă de fiica mea. Domnul Iisus nu s-a uitat la ea. Și fiindcă ea insista și a tot strigat după Dumnezeu, la un moment dat Petru a zis, Doamne, strigă după noi. Și Domnul Iisus a zis, nu este îngăduit să iei pâinea de la masa copiilor și să o arunci la căței. Dar femeia aceasta a îndrăznit la Dumnezeu și a zis, Doamne, dar și căței mănâncă de la masa stăpânilor lor. Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, niciunde în Scriptură nu mai întâlnim așa ceva și zice, o, femeie, mare e credința ta! Și atunci Domnul Iisus a îngăduit vindecarea, fiindcă a văzut credință în această femeie. De aceea trebuie să insistăm, să ne rugăm pentru Emima, ca Dumnezeu să lucreze. Amin. Și să se atingă de ea, fiindcă este nevoie. Și Domnul Iisus să ne binecuvânteze. Văd că fratele Buru a ieșit. Vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare împreună cu toată biserica. Nu știu cât este ceasul, mai avem timp. Fratele